Deci oprim în parcare la Topologul. Am discutat la Topologul și la kilometru 36. Domnul președinte. Nu știu de kilometru 36 și după aceea la metro. El știe de 30 de ani. La metro. Până acum n-avem probleme. Păi cam plecare, că luară legătura cu mine și o parte bună dintre ei plecare din teritoriu. Plecăm și noi acum. Da. Organizatorii au pus la punct din timp toate detaliile privind pregătirea momentului plecării, dar și marea lansare de astăzi. Peste 2000 de persoane au plecat în această dimineață la București pentru a participa la evenimentul ce are ca drept scop lansarea candidaților USL. O parte dintre participanți au plecat cu autocarele, microbuzele, iar o parte cu mijloace de transport proprii. În acest moment se pleacă, se va ajunge în București, de acolo autobuzele vor fi preluate de echipaje de poliție și duse până la stadionul cel mare. Lansarea candidaților va începe la ora 18. Au venit toți care au fost scriși pe liste? Au venit și au venit chiar mai mulți. Cam cu cât a depășit număr? Circa 20-25 de persoane. Sunteți prezent la lansarea candidaților, pregătiți, emoții? Suntem pregătiți, nu avem emoții, o să fie o manifestare la care participă 75.000 de oameni, este un lucru extraordinar, așa cum ați văzut, toți sunt entuziaști, așteptăm lansarea candidaților. Mergem la București, lansăm candidații USL și sper să fie o manifestare de anvergură și frumoasă. Programul care va fi? Vom ajunge acolo, vom participa la manifestare, după care ne vom întoarce la Târgu Jiu. Nu a plecat numai staful USL la București, ci și simpatizanții acestora. Susțineți USL-ul? Da. Cum v-ați hotărât să mergeți? Păi m-am hotărât vechea conducere. Vechea conducere? Da. Și cum credeți că va fi acolo? La meeting? Va fi frumos. E arena națională și evident că avem ce vedea acolo. De mic copil am fost tot cu USL-ul și acum la bătrânețe tot cu USL-ul. Și vreți să mergeți și la lansarea de candidați, un eveniment important? Da. Da. Asta facem. Mergem să-i susținem. Care credeți că va fi atmosfera acolo? Frumoasă, plăcută, timpul ne ajută. Mergem înainte. Lansarea candidaților USL are loc în această seară de la ora 18 pe Național Arena.